Sprijin pentru Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din partea experților europeni. Proiectul european Twinning, în valoare de 2 milioane de euro și cu o perioadă de implementare de 2 ani, a fost lansat astăzi. Proiectul are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale agenției în ceea ce privește gestionarea eficientă a tuturor aspectelor legate de siguranța produselor alimentare. Va trebui să muncim foarte mult ca să ajustăm rețeaua de laboratoare la cerințele internaționale, să ducem la bun sfârșit acreditarea centrului de diagnostic veterinară la mai multe domenii, mai ales cele din sănătatea animală. Avem mult de lucru și în domeniul fitosanitar. Premierul prezent la eveniment a menționat că prin astfel de proiecte Republica Moldova avansează în cooperarea cu partenerii săi europeni. Astfel de proiecte creează premisele pentru consolidarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, vin să fortifice această instituție, vin să creeze un sistem uniform de control al siguranței alimentelor conform cu standardele UE. Referindu-se la calitatea produselor, șeful delegației UE la Chișinău a spus că Moldova mai are de muncit la capitolul standardizare și certificare. Știu că anumite persoane își pun întrebări vis-a-vis de sectorul cărnii și a produselor alimentare. Eu fiind unul din consumatorii de produse moldovenești, inclusiv a cărnii, pot afirma că calitatea produselor este destul de ridicată, dar desigur sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, și anume standardizarea și certificarea. Aici, rolul Agenției pentru Siguranța Alimentelor devine foarte important. Proiectul Twinning este unul din principalele instrumente ale Uniunii Europene în susținerea consolidării instituționale.